Bine v-am regăsit! Ați avut ocazia să vă întâlniți, sigur virtual, cu profesorul Julian Săbulescu. Din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai importanți eticieni contemporani la nivel mondial, cel puțin din perspectiva eticii medicale și a bioeticii, sigur. Clasificările astea sunt subiective. Ce îmi place să spun este că profesorul Săbulescu discută despre teme de actualitate în contextul în care societatea intră în schimbări majore, date de dezvoltarea tehnologiei, date de dezvoltarea medicinii, date de trecerea de la modernitate la postmodernitate sau la hipermodernitate, ce însemna modernitatea. Modernitatea este o etapă în istoria umanității care pune accentul pe individ, pe reguli, pe norme, în care știința domină societatea. Postmodernitatea rămâne tributar ideii de individ și a individualității, dar societatea postmodernă își pune problema deconstruirii tuturor sistemelor mari. Adică în știință, în filozofie, în artă, se trece de la universalism, de la ceea ce este infinit, universal, universal valabil și așa mai departe, în etică, de exemplu, de la eticile universale, în care există un singur adevăr, un adevăr și numai unul, către relativism moral, către contextualism, mai ales relativismul trebuie înțeles în sensul de contextualism, adică relativism înseamnă că nu există o serie de norme morale care ar trebui să se aplice în mod egal tuturor. Și vorbim despre contextualismul moral, despre faptul că judecata morală trebuie să se realizeze de la situație la situație în funcție de contextul particular în care o activitate sau alta se desfășoară. Și aici, sigur că atunci când discutăm despre deontologia profesională, indiferent că vorbim despre profesiuni medicale, profesiuni sociale sau militare, polițienești și orice altă situație, avem de obicei coduri deontologice care ne vorbesc despre valori universale. Și aceste valori am discutat despre ele în întâlnirea anterioare, egalitate, echitate, dreptate. Toate acestea sunt ridicate la nivelul de principii universale pe care trebuie să le respectăm, deci ideea de deontologie. Deontologia este o formă de etică dedicată, care se dedică regulilor și implementării regulilor. Și, sigur, în activitatea profesională trebuie să fim drepți. Trebuie să fim intransigenți, imparțiali, devotați și loiali organizației și așa mai departe. Contextualismul moral spune însă că, de fapt, suntem puși în situații în care trebuie să luăm decizii. Și aceste decizii pot fi, până la un punct, ghidate de aceste principii universale, dar individul în situații particulare ia decizii în funcție de propria lui conștiință morală și mai ales de context. Și aici o să vă prezint dilema troleului sau a trenului, a tramvaiului. Sunt mai multe denumirea acestei dileme. Iată, sunteți într-un mijloc de transport, într-un tramvai sau într-un tren, care într-un tren e mai ușor de vizualizat, care are trebuie să treacă de un macaz. El a fost deturnat de către teroriști care i-au blocat frânele, deci nu poate să oprească. Și după macaz întâlnește două linii care se bifurcă,
Pe una se află o persoană, este legată de aceiași teroriști sau de alții de linie și dacă trece trenul peste persoana respectivă, sigur, o va ucide. Dacă alegem cealaltă, putem schimba macazul și trece de pe o linie pe cealaltă, asta nu ne-a fost răpită de teroriști, această posibilitate, iar pe cealaltă linie sunt trei persoane legate. Și începe această teorie a deciziei etice. Nu avem principii, avem un singur principiu, să nu ucizi. Este parte din decalog, este parte din conștiința noastră morală, nu suntem teroriști, deși suntem în urma unui atac terorist, suntem deturnați ca tren, dar nu avem în minte să ucidem pe nimeni, dar totuși trebuie să decidem pe cine ucidem. Trei persoane sau una. Și atunci, care viață contează mai mult? A unei persoane sau a trei persoane? Și dilema continuă. Suntem pe linia pe care este legată o persoană față de cealaltă linie pe care sunt legate trei persoane. Noastră, cum ați alege? Schimbăm acazul sau nu? În principiu, se spune că n-ar trebui schimbat macazul pentru că persoana respectivă este predestinată, dacă credem în predestinare sau oricum, să moară. Suntem pe acea linie, teroriștii sunt vinovați și sunt responsabili de moartea lor, nu noi. Și atunci avem oarecum conștiința curată, nu răspundem sau nu răspundem în fața divinității, răspunde oricum în fața propriei conștiințe de pierderea vieții persoanei respective. Dar problema continuă. Dar dacă trenul nostru merge inițial pe linia pe care ar trebui să calce trei persoane, schimbăm macazul. Nu mai este situația unei predestinări în care să dăm vina pe Dumnezeu, pe teroriști, sau pe oricine altcineva, decizia ne aparține să schimbăm sau nu macazul. Dacă schimbăm macazul, trenul nostru omoară o persoană, dacă nu schimbăm, omoară trei persoane. Și aici, sigur, vă reamintesc de opțiunea lui Pilat din Pont, pe vremea lui Iisus, în care el vine și se spală pe mâini de decizia de a-L crucifica pe Iisus Hristos și spune: sângele lui asupra voastră, voi ați decis să-l crucificați, eu v-am dat alternativa. E oarecum aceeași dilemă, îl alegem pe Iisus sau îl alegem pe Baraba, dar au fost locuitorii Ierusalimului, cei care, din acea vreme, cei care au luat decizia, iar Pilat s-a spălat pe mâini și a spus: sângele lui asupra voastră. În dilema trenului, putem să spunem că nu facem nicio mișcare și atunci nu suntem moralmente responsabili de moartea trei persoane, dar dacă tragem de macaz sau dacă schimbăm poziția macazului, suntem moralmente responsabili de pierderea unei vieți, a celui care se află pe cea de-a doua linie, pentru că noi am decis că el să moară o persoană pentru a salva trei. Și atunci decizia nu mai respectă normele utilitariste de a fi cât mai mult bine la cât mai multe persoane sau cât mai puțin rău la cât mai puține persoane. Și dacă nu putem decide, sigur că avem aici un confruntare între deontologie, între aplicarea strictă a principiilor, care ne cer să nu ucidem. Nu vom putea întâlni o situație în care trenul respectiv să nu calce. E o situație ipotetică, teroriștii nu au fost neapărat atât de inventivi să ne pună în situația dilemei troleului, dar să presupunem că ar fi fost. Și atunci, dacă am abordat o
o decizie strict deontologică, am spune, ca să nu fim noi responsabili, nu modificăm acazul. Și totuși conștiința noastră ne-ar spune, deși nu suntem noi autorii, responsabilitatea este tot a noastră, fiindcă am fi putut schimba situația. Dacă am fi schimbat-o, cei trei nu ar fi murit, ar fi murit doar o singură persoană. Și atunci decizia ar fi fost una tot utilitaristă. Și iată că sunt situații în care nu putem rămâne absolut într-o etică principistă, într-o etică deontologică, pentru că situația de fapt din teren nu ne permite. Și apoi dilema se complică. Dacă decidem că o persoană e mai bine să moară o singură persoană decât trei, pentru că astfel minimizăm suferința, suferă o singură persoană care n-ar fi suferit dacă nu luăm noi decizia respectivă, dar suferă una și nu trei, și situația se complică. Dar dacă acea persoană este o rudă de-a noastră, un prieten foarte bun, o persoană apropiată, copilul nostru, unul din părinții noștri, am mai fi capabil să luăm aceeași decizie? Adică o viață anume care ne este apropiată valorează mai mult decât trei vieți? Care este costul pentru noi al unei vieți? Care este prețul pe care îl punem pe o anumită viață? Unu poate fi mai mare ca trei în această perspectivă? Sau rămânem atașați valorilor și spunem, indiferent cât de apropiată e acea ființă, acea ființă trebuie să fie sacrificată, e vorba de sacrificiu, pe care noi alegem să-l impunem altei persoane, avem dreptul să impunem sacrificiul unei alte persoane? Spunem, rămânem într-o deontologie strict kantiană și spunem, indiferent cine ar fi persoana respectivă, noi nu putem să deraiem de la linia dreaptă, din punct de vedere etic, moral, și vom sacrifica. Dacă acea persoană este singura care poate repara frânele trenului nostru și știm că dincolo de cei 1, respectiv 3, sunt alte grupuri de prizonieri legați de șină și alte macazuri pe care le putem evita sau nu, iar persoana respectivă este singura care știe să ne repare frânele și astfel să evităm în viitor să mai producem și alte accidente involuntare. Și atunci, sigur, spunem, acea persoană este mai importantă pentru că are o cunoaștere care nu au ceilalți și o salvăm pe ea. Sau îi lăsăm timp să se salveze pentru a veni să ne ajute să poată să putem să oprim trenul. Și problema merge la nesfârșit. Sunt teste mentale legate de teoria deciziei etice și de cum reacționăm în situații. Cu alte cuvinte, oricât de mult am dori să respectăm o etică universală, cel puțin două dimensiuni ale eticii trebuie să le combinăm în această decizie, cel puțin cea deontologică a principiilor morale de pe care ne bazăm, dar și cea a utilitarismului. Sigur, pot exista persoane imorale care să spună trei morți mai bine decât unul, pentru că suntem demenți și dorim moartea cât mai multor persoane. Dar iese din discuție o asemenea situație, deși în practică mai sunt și astfel de cazuri când persoane lipsite de discernământ etic spun
cu cât mai mulți mor, cu atât mai bine pentru, pentru lume, pentru că vor conștientiza cu atât mai mult riscul terorismului și pe viitor teroriștii vor fi opriți și nu s-a mai putea face o astfel de situație. Există teoria ale conspirației care spun că unele atentate teroriste ar fi putut fi preîntâmpinate, dar s-au lăsat intenționat să se producă, tocmai pentru a, pentru a răspunde sau pentru a genera un răspuns antiterorist la nivelul Statelor Unite sau întregii planete sau și așa mai departe, da? Iată că există această situaționare, această contextualizare a dilemelor morale. Dilema morală, ne aflăm într-o dilemă morală reală atunci când niciuna dintre deciziile pe care trebuie să le luăm nu este complet conformă cu principiile etice la care am aderat. Și avem o problemă morală atunci când există o soluție, poate fi dificil de aplicat, dar e clară, este cunoscută, e o situație care poate fi corectată sau cel puțin putem încerca să o corectăm. Dacă, de exemplu, știm că o persoană din anturajul nostru este coruptă și asta creează o problemă morală a organizației din care facem parte, sigur, putem să fim whistleblowers sau avertizori de integritate, cum se numesc în limba română, și să denunțăm acea persoană. Sigur, dacă denunțăm acea persoană, vom avea reacții de tipul păriciosul, așa cum se întâmplă la copii, sau uite, o persoană care este, să spunem așa, trădătoare față de grupul din care face parte, infidelă propriului grup, dar pe un plan mai mare este integră, adică consecventă cu propriile valori morale și cu valorile organizației din care face parte și cu valorile societății și așa mai departe. Și avem loialitatea față de grup versus integritate. Din nou, o dilemă, o pseudo-dilemă, pentru că de obicei aici avem o ierarhie a valorilor. Dilemele apar atunci când nu putem stabili o ierarhie reală a valorilor morale. Și tot vorbind de contextualism, sigur, e un proverb pe care îl știm de mult, dar l-am reascultat recent și vreau să vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Un înțelept dintr-o cultură orientală, să spunem, dar nu mai poate fi de oriunde, își rupe piciorul. Și toată lumea spune, iată ce ghinion ai avut. Niciodată nu se știe, poate da, poate nu, răspunde el. Și toată lumea, cum? Spiclat, ți-ai rupt piciorul, e un ghinion. Ei, dar persoana respectivă și-a rupt piciorul și a doua zi vin reprezentanții armate, cum erau pe vremuri în Bucovina, că îi lua cu arcanul la cătănie. Persoana respectivă, fiind neputându-și folosi un picior și neputând merge, nu putea să servească cauze imperiale și n-a mai fost luat cu arcanul. Dăm un exemplu local. Și toată lumea care a rămas în sat, bătrânii, copiii, femeile, tinerii toți puseseră recrutați, forțat, spun, da, iată, ce noroc ai avut. Într-adevăr, a fost un noroc. Și el spune din nou, niciodată nu se știe, poate da, poate nu. Păi cum să nu se știe? E foarte rău să te duci la război și să participi într-o bătălie și poți să mori. Și el spune, niciodată nu se știe. Și din nou, a doua zi sau
sau după o vreme, se termină războiul, nimeni n-a avut de suferit, nimeni n-a murit, s-au întors toți bucuroși, dar eroi, și-au primit pământ, și-au primit bani, și-au primit de toate, mai puțin, sigur, cel care n-a fost la război, pentru că și-au fost împroprietăriți, că așa se întâmpla după războaie, și toți spun, păi, da, într-adevăr, ai avut dreptate, era un ghinion. Și din nou, poate da, poate nu, nu se știe niciodată. Și el nu primise pământ și după o vreme, o lege nouă vine să repare nedreptățile și el primește o bucată de pământ și mai mare, pentru că fusese sărac, fusese neglijat și așa mai departe. Cei care au fost împroprietăriți după război nu primesc nimic, el primește o suprafață de teren mai mare pentru că noua legislație îi permitea acest lucru. Și toată lumea spune, ia uite ce noroc ai avut, poate da, poate nu, nu se știe niciodată. Iată un exemplu de contextualism al norocului moral. Sigur că nu o să întrebăm de ce noroc moral. Că nu a făcut nimic în niciuna din situații, nici când și-a rupt piciorul, nici când n-a fost luat în armată. A respectat legi morale, să, de exemplu, să nu ucizi, că nu s-a dus la război. Să nu furi, că n-a avut atitudini speciale pentru a lua pământ cu forța. Și așa mai departe, sigur. Unele sunt activități cu implicații morale, în ce v-am povestit, altele nu. Dar există un noroc, inclusiv moral, de exemplu, atunci când ne participăm la război, nu a fost pus în situația de a ucide. Dar nu suntem nici meritoși pentru că avem o astfel de situație de noroc moral și nici responsabili. Și ne întoarcem la dilema trenului, tramvaiului, troleului, despre care vorbeam înainte. Atunci când suntem în prima ipostază, când trebuie să alegem dacă direcționăm trenul într-o direcție sau nu, dacă alegem să nu facem nimic, fie că trenul se duce pe o anumită direcție în care este sacrificată o singură persoană și nu trei, nu este o decizie propriu-zisă, chiar dacă este o decizie, implicațiile ei sunt minore, vorbim de un noroc moral, pentru că nu trebuia să luăm decizia de a muri trei persoane, de a sacrifica trei persoane, trenul în acea direcție se îndrepta, în acea direcție ar fi mers dacă nu s-ar fi întâmplat nimic, dacă n-am fi fost în cabina de conducere a trenului, în locomotivă, tot acolo s-ar fi întâmplat și tot acea persoană ar fi murit, chiar dacă noi n-am fi fost acolo și neintervenția noastră nu a schimbat situația. Putem fi însă considerați virtuoși sau vicioși, adică responsabili moralmente sau neresponsabili moralmente, atunci când decidem să schimbăm macazul și când decizia ne aparține. Și chiar dacă decizia noastră este să nu schimbăm macazul și să sacrificăm trei persoane pentru a nu fi noi, pentru a nu ne simți responsabili moralmente, toți suntem responsabili pentru că am fi putut face altceva și lipsa unei decizii este o decizie. Aici era ceea ce încercam să discutăm din perspectiva responsabilității. Lipsa unei decizii este o decizie. Faptul că suntem sau nu implicați într-o activitate reprezintă o decizie morală și nu suntem responsabili doar de acțiunile noastre, ci și de inacțiunile noastre, care ar fi putut schimba situația într-un anumit context. Și dilema ar trebui să se extindă de la responsabilitatea față de ceea ce putem face, la responsabilitatea față de non-prezență, pentru că, iată, dilema pe care v-am prezentat-o nu este chiar dilema clasică a trenului, era, dar ce se întâmplă dacă persoana respectivă de pe linia în care este o singură persoană legată,
este singura care a ști să ne repare frânele. Și ulterior am putea întâlni alte persoane pe aceeași sau pe alte linii și am putea după aceea să luăm decizia de a opri trenul. Și iată că suntem responsabili față de non-prezență. Nu știm dacă undeva pe linie teroriști au mai pus și alte persoane. Și atunci noi nu putem ști așa cum legislația vine și vorbește despre, atunci când descrie culpa, despre o situație care am fi putut-o prevedea. Ar fi legitim și normal să o prevedem. Știți că atunci când se descrie juridic culpa, nu este atunci când am făcut ceva voluntar, am vrut noi să facem rău, ci și atunci când am fi putut să prevedem. De exemplu, atunci când aruncăm cu o cărămidă de pe bloc și nu ne uităm dacă cineva trece sau nu, e un mor din culpă, pentru că am fi putut prevedea să că trece în acel moment cineva și că îl poate lovi și își poate pierde viața sau poate fi rănit. Și ar fi trebuit să prevedem, pentru că strada era una, de exemplu, foarte aglomerată. Sau chiar dacă nu era foarte aglomerată, totuși există o mare grad de probabilitate. Da? Dacă teroriștii noștri, din lemma de care discutam, au obiceiul și știm că au obiceiul să mai pună și alte victime în calea trenului, pentru că sunt niște teroriști sadici, atunci ar trebui să prevedem că e posibil să se întâmple așa acest lucru. Dar pe de altă parte, e posibil să prevedem situația asta chiar dacă nu știm, nu ne-am confruntat niciodată cu respectivii teroriști și să spunem că trenul trebuie reparat, frânele trebuie reparate, nu pentru a ne salva nouă viața, pentru că și aici e o dilemă, salvăm viața noastră sau viața unei alte persoane. Avem capacitatea să fim atât de altruiști încât să ne punem viața în pericol pentru alte persoane, și această dilemă apare frecvent în viața profesională a lucrătorilor de poliție, spre exemplu, dar și a cadrelor medicale și a altor situații. Și iată că am fi putut prevedea, spuneam, și ar fi trebuit să gândim că, iată, avem nevoie de cineva care să ne repare frânele la tren. Situația asta până acum a fost doar o dilemă ipotetică. Începând de anul trecut a devenit o dilemă cât se poate de reală, nu cu trenul, ci cu salvarea vieții persoanelor infectate de un anumit virus și care se află în imposibilitatea de a fi tratate toate. A fost cazul în Italia când nu toate persoanele care aveau nevoie de terapie intensivă puteau beneficia. Și în mod absolut tragic, cadrele medicale aflate în triaje trebuiau să decidă cine beneficiază și cine nu de aceste aparate care salvează viața și dacă ar trebui să existe priorități. Și pentru prima dată în istoria bioeticii s-a spus, da, cadrele medicale trebuie să beneficieze în fața altor persoane, pentru că astfel resursa umană este absolut necesară pentru salvarea altor vieți în viitor. Și atunci responsabilitatea față de non-prezență ne impune să luăm o decizie în favoarea lor și dintr-un anumit punct de vedere valoarea vieții nu mai este egală a unei persoane față de alta. Există persoane privilegiate. Sigur, în foarte multe situații ne găsim în situații în care valoarea vieții unor persoane anume este mai mare, vorbim de VIP care beneficiază, de exemplu, de adăposturi antiatomice speciale pentru șeful statului sau guvern, și mai departe, în cazul unui război atomic, de exemplu, în care 80% sau 90% din populația unei țări va fi nimicită, totuși există astfel de adăposturi pentru o serie de privilegiați și nu mă refer la adăposturi construite privat de persoanele respective care au o anumită
avere și care își fac propriile adăposturi, este cazul ăsta, dar nu este inacceptabil moral. Sigur, altruismul și virtutea morală ar cere ca aceste adăposturi să devină publice într-o situație de război, dar nu sunt condamnabili dacă au făcut astfel de adăposturi și dacă s-ar ascunde în ele, dar putea fi condamnabil, ar putea fi reprobabil moral dacă de astfel de adăposturi beneficiază doar elita politică sau doar anumite elite și adăposturile sunt construite din fonduri publice, de exemplu, la care au contribuit toți cetățenii țării, dar nu toți pot beneficia de ele. Iată, astfel de dileme morale care apar și care ne arată că nu toți avem aceeași valoare morală. Ar trebui să avem. Și iată, în activitatea de poliție, de exemplu, sunt situații în care pentru a putea ajunge la un infractor sau la un grup de infractori mai periculoși, sunt lăsați liberi alți presupuși infractori cu condiția ca ei să colaboreze cu organele de anchetă și să îi denunțe pe infractorii mai periculoși. Și atunci, cel puțin în filme americane, vedeți această situație, noi nu discutăm situația concretă de la noi din țară, ci cea de pe Marte sau din America, din filme, de la Hollywood, în care procuratura ajunge la o înțelegere cu una sau alta din persoanele inculpate pe care la căror vinovăție o poate demonstra că va renunța la urmărirea penală dacă ei depun mărturie în favoarea organelor de urmărire penală pentru a prinde alți infractori mai periculoși. Aici, sigur că din punct de vedere moral ne punem întrebarea, există, este legitimă această abordare? Valoarea vieții sau valoarea unei persoane este mai mare dacă a săvârșit mai puțin rău decât o altă persoană pe care noi, subiectiv, considerăm că a săvârșit mai mult rău și atunci acea persoană merită mai mult să fie pedepsită decât cea care a săvârșit mai puțin rău, sigur, este la atitudinea instanței să circumstanțieze pedeapsa și să spună tu ai făcut atât și meriți atâta pedeapsă și tu ai făcut mai puțin și meriți o pedeapsă mai mică, dar organele de urmărire penală se pot substitui practic instanțe de judecată și să spună pentru noi este mai important să-l prindem pe X infractor care a săvârșit o faptă mai gravă și cu prețul de a rămâne în libertate infractori, chiar mai mulți care au săvârșit fapte mai mici, nu cumva încălcăm, de exemplu, principiul egalității. Dau un exemplu dintr-o țară unde ordinea principiilor e diferită, de asta spunem din America. Și sigur, ei aplică un principiu de nevinovat până la proba contrarie sau reasonable doubt sau prezumția de nevinovăție și care spune dacă n-a fost condamnat de o instanță, făptuitorul mărunt sau important, are aceeași valoare pentru că prezumăm că ambii sunt nevinovați și ne interesează fapta pe care o urmărim, nu urmărim făptuitorul, ci fapta, și atunci sigur există o scuză morală. Și aici ajungem la problema vinovăției și respectiva scuzei morale. Vinovăția, sigur, trebuie stabilită de o instanță de judecată, dar față de propria conștiință, vorbim singur despre vinovăție morală, despre ceea ce în religie se numește păcat, dar și, iată, despre ce înseamnă să apreciem, să cântărim această vinovăție.